Hei, salutare prieteni, eu sunt Cosmin și bine v-am regăsit la un nou episod din Football Manager 2024, cariera cu Oțelul Galați. Venim după un episod foarte bun în care am reușit două victorii mari, 7-0 cu echipa a doua și 3-0 cu campioana României Farul Constanța, ambele amicale. Iar acum trebuie să transferim și noi ceva jucători. Știți că am fost refuzați adică nu am fost refuzați, n-am avut destui bani să luăm unii jucători cum ar fi Eboa sau nu știu, Marzuc, dar în fine, Eboa vă dau un spoiler, posibil să vină în realitate în România, o să vedeți unde. Hai să vedem pentru amical, vedem 7-0, 5,12 expected goals. Și hai să vedem pe cine să punem aici să joace, cine nu prea are minute. Fatai, da. Kehinde Fatai ar trebui să joace. 90 de minute. Jardan, o să-l bag și pe el. Alex Pop, la fel, nici nu prea are sharpness. Panait, la fel. Da, băgăm pe cei care nu au, cum e și Pablo Gaitan. Și cam ăștia sunt pentru amicalul de la echipa secundă. Hai să vedem Loran Filop. Vedem, are abilitate destul de bună. Da, astea sunt bonusurile, le acceptăm așa cum sunt. Haideți să vedem Loran Filop. Vedem nota B de la scouterii noștri. Cam la egalitate cu Ada Scăliței momentan, dar potențial mult mai mare, adică poate ajunge la valori mult mai mari. În sfârșit avem și un staff destul de ok, vedem, avem și scouteri. Nu, aici cred că este, da, și scout, unul Belu și, da, unul singur avem, va trebui să mai luăm staff search. Hai să căutăm un scouter. Imediat. Unul, poate chiar doi. Să vedem ea în Penza. Oh, l-ați văzut pe Puiol acolo, să încercăm să-l lucim pe Puiol. Vedem foarte puțin bani vrea și acest în Penza. Bine, are jumătate de stecei drept. Dar l-am văzut mai mult ca să-mi aducă jucătorii tineri. Iar Carles Puiol doar pentru nume l-aducem. Carles Puiol să vină la Oțelul Galați în staff. În stafful meu și îi oferim contractul. Să vedem dacă acceptă. Cel mai probabil va accepta. Adică în prima fază a acceptat. Dar hai să vedem cum se va derula această negociere. Vedem Domovciski vrea să vină, dacă vedem și notat cu A peste atacanții noștri. El este mai jucat și ofensiv și atacant, dar prea mulți bani ar fi pentru un atacant de 36 de ani. Scott Hogan de la Birmingham. Dar cred că ar vrea salariu, vă dați seama, foarte, foarte mare. Un cică, Spătaru aproape să semneze cu noi, nu știu, o să-i dăm un pic delay pentru că... Portarul Macarițe, hai să vedem să-l luăm. Îl luăm pe Macarițe pentru că, na, avem nevoie de portar și așadar semnează Macarițe cu Oțelul Galați. Vedem, 4 stele are. Trecem pe foaie. Este non-EU, ce-i drept. Va mai trebui să mai trecem jucători pe foaie. Vedem că Iabren nu este pe foaie, de ce oare? Și... Na, o să mai facem după aceea lista finală. Încă nu facem lista. Vedem ce număr putem să-i acordăm lui Macarițe. Mărul 1, așadar. Un salariu de 9.000 de euro, cel mai mare din club, cu siguranță. Acesta este... ia să vedem. Contract. Da, cel mai mare. După aceea vine Sise. Sise care a trecut și pe la Monaco, am văzut acolo. Vedem, a jucat la echipe bune, adică nivel bun pentru portarul georgian. La națională nu cred că a fost. Nu cred că a fost la națională. Însă e bine, a sărat primul jucător. Așa. Cârjan să-l primească. Da. Fac un bun venit. Da, e supărat Neagu pentru că nu mai este el vicecapitan, trebuie să-l punem pe a trebuit să-l punem pe Macarițe pentru că așa aveam un contract.
Dar eu vreau să-i caut echipa lui Neagu acum. Tiraspol, Sheriff Tiraspol așadar. Îl vrea. Nu e fericit, dar nu ar juca dacă ar rămâne, adică nu intră în calculele mele deloc. Jucam la destul de mulți bani pentru un goalkeeper, 9000 de euro, dar n-avem ce face, este un post foarte important pentru echipă și trebuie să avem un jucător bun acolo, vedem star player. Probabil va fi cel mai bun. Ia să punem un pic așa și pe aceea îi aranjăm noi. Deci, hai să facem puțin echipa și revenim imediat de îndată. Cam asta ar fi echipa. Bine, nu chiar Fatai în față, l-aș alege pe Dimitrov pentru că a avut o evoluție bună. Momentan Dimitrov. Imediat să vedem pe cine scoatem de pe bancă. Pe Cârjan cred că o să-l scot. Ar fi Macariță în poarta descripției, Sise, Lovric sau Iabre. Hai zicem Iabre și Latușan. La Tușon sau cum se pronunță. Teles în fața apărării dacă nu găsim cea mai bun. Cisoti cu Filop aici. Silva în stânga, Masiel în dreapta și Dimitrov în atac. Aceasta ar fi echipa pentru moment dacă nu îmbunătățim ceva. Iar cei roșii nu sunt trecuți pe foaia de joc. Practic, dar o să-i trecem. Hai să vedem dacă puteți trece chiar acum să vedem câți noneu avem și toate regulile acestea. Zivulic și el, Cisoti normal, Latușan normal. Cred că o să depășim puțin, deci va mai trebui să scăpăm de câțiva jucători. Serrao, Zelev va veni și el, Bodișteanu clar. Gaitan, ce să facem cu Gaitan? Eu m-aș mulțumi să-l și vând. Ia să vedem. Da, nu vrea să plece, nu vrea să-l băgăm ceartă. Dar nu știu dacă o să-l trec o foaie momentan. Pentru că nu știu ce voi mai aduce. Momentan ăștia sunt. Vedem Noneu. Avem unul singur, l-avem pe georgianul Macarize. Și hai să vedem întrebare despre Gaitan. Nu vrem să vorbim despre asta, dar hai să dăm advent din nou. Și vedem ce victorie reușește echipa noastră secundă, 7-2, după ce a luat 7 goluri contra noastră. Vedem ce rating bun și portarul de 18 ani, francez Colet, noul venit. Gaitan a scris și el, Tănasă, Pop, Panait, care s-a și accidentat. Chihin de Fatai a scris și el. Vedem pe Panait. Fundașul stânga de rezervă va lipsi cât? Aproximativ 2 săptămâni, să spunem. Dar 7-2 cu Velce Mezirici din Cehia, din Liga 4. Deci o victorie foarte bună pentru echipa secundă. Bine, câțiva jucători și de la prima echipă au evoluat, dar nu contează. 7 goluri, vedem exact câte le-am dat noi, asta vorbeam. Dar va trebui să mai transferăm și un fundaș dreapta. Slavia Praga îl ofertează pe Tavi Popescu. În fine, scouting, va trebui să aducem și un fundaj dreapta. Hai să căutăm tot așa, liber, dacă găsim. Defender right. Nu, right back. Am selectat fundaj central. Ia să vedem, Bakayoko. A fost și pe la FC Craiova, dar nu e, are nota D. Marco Mota, Adrian Nițu, Mboko. Cred că a fost cel în România, da. Botoșan și Faru în Boco. Aș prefera să iau și ceva tânăr dacă găsesc. Dar hai să vedem. Hai să dăm așa. Diga, portughez. Dar nu prea avem foarte tineri. Aș vrea ceva tânăr să găsesc. Balcan, Nițu, Ivonaldo, nu prea avem. Vedem Andrei Boldor sau Gabriel Vasile, dar a fost la FCSB, se pare. Dar mai bine iau ceva de la echipa secundă în cazul acesta. M-am gândit, pentru că am văzut echipa ar fi deschisă să-l lase în împrumut, să-l împrumutăm pe Petrișor Petrescu pentru acest sezon. Cu opțiune de cumpărare cu 135.000 de euro, o sumă foarte mică. Hai să vedem dacă acceptă CB-ul și ce mai avem pe aici oare.
Dar nu prea avem ce să împrumutăm. Asta mă gândesc. Vedem jucători care fac banca la echipele sau, nu știu, Sadiku ar fi o variantă, doar ca să-l vedem, să-l aducem puțin. Ar vrea să-l dea și cu bani Botoșanu, dar la fel împrumutăm cu opțiune. Și hai să încercăm să plătim 50% primul sezon. 180.000 opțiune, hai să vedem, dăm puțin advance, să vedem răspunsul lor. Vedem, avem 8 notificări în inbox. Oferte pentru Neagu. Oh, foarte bine. Nu le acceptăm pe cele de împrumut. Numai aceste două de transfer, dar Honved ar fi cel mai bine. O să acceptăm și Sheriff. Unde vrea și el să ducă, îl lăsăm. Dar loan, nope. Da, vedem câteva noi achiziții în staff-ul echipelor adverse. Hai să-l prezentăm pe goalkeeperul nostru. One player can something. Da, o să-l... Îi dăm să fie moralul bun. Răspundem normal. Jolt Nagy. Nu o să dăm afară pe Crăciun, care este în staff-ul nostru. Fulop vine așadar la Oțelul Galați, semnează Loran Fulop, mijlocaș de 25 de ani. Hai să vedem ce număr îi dăm. Ce număr îi putem da. Ionuț Neagu am zis că pleacă, să-i dăm lui numărul 8 atunci lui Fulop. Și hai să-l introducem și pe listă. Așa. Și să-l scoatem pe Ionuț Neagu, pentru că va pleca cu siguranță. Și da, introducem pe Loran Fulop. O să punem și pe Gaitan momentan. Vedem, home ground era Neagu, dar nu mai avem acum home ground. Home ground player. Ba da. Nu, oricum avem nevoie, vedem, de minimum 4 jucători antrenați. Deci nu îndeplinim acum. Ceea ce este foarte nasol. Dar va trebui să vedem, să găsim soluții, să găsim câțiva jucători pe care să-i luăm în listă doar așa. Hai să vedem acum dacă îndeplinim cerințele. Am adăugat câțiva jucători de la echipa secundă care sunt de câțiva ani acolo, cum e Mereuță, dar nu ne-l pune. Deci minim 4 jucători antrenați de Oțelul Galați pentru 3 ani înainte să împlinească 21 de ani. Înainte să împlinească 21 de ani. Vede că el are 29 deja. Move to second. De fapt, hai să găsim o echipă, nu știu. Nu știu ce să facem cu el. Luăm un intermediar. Să-i dăm un procent, dar să scăpăm mai repede de Mereuță. Nu vor. Nu e niciun intermediar interesat să afle echipe pentru el. Dar hai să vedem ceilalți, dacă sunt în regulă. Ia să vedem. Bordun. E deja under și nu putem. Da. Da, se pare că putem pune, nici nu știu, steluța aceasta de ce este așa. Că mai devreme nu mă lăsa, acum se pare că putem. Nu, cred că, da, să avem doar 22 de jucători fără cei 3 home ground. Vă dați seama, am anulat și transferul lui Neagu, va trebui să rămână, n-avem de ales. Dar hai să vedem pe cine o să scoatem. Acest Ghiocel, nu avem ce face cu el. Dan Panait va rămâne, Adăscăliței. Dacă l-am scoate și pe Neagu, deja avem 0 și nu... Da, putem și cu 0, se pare. Dar, nu știu. Nu, îl păstrăm, asta este. Momentan îl păstrăm. Teles, Cisotti, Gaitan, Fulop trebuie să vină, neapărat. Dar trebuie să scoatem încă un jucător. Ce avem de ales aici, în la atacanți. Trebuie să scăpăm de cineva, o scăpăm de Cârjan. Vom scăpa de Cârjan, asta este... Nu avem ce face, o să-l dăm la o afiliată ceva să joace. Îl dăm la Braniștea până la sfârșitul sezonului. Ori pe el, nu știu. Fatai și Pop, nu aș vrea momentan să scap. Asta va fi lista de jucători. Și hai să vedem, să dăm puțin advance. Vedem Octavian Popescu la Slavia Praga. Așadar vine Carles Puiol în stafful nostru. Vedem acceptăm și hai să vedem cum arată sigla lui Oțelul lângă Carles Puiol sau Carles Puiol lângă sigla lui Oțelul Galați.
ce staff ne facem. Aducem un câștigător de Champions League, un capitan de la Barcelona, Carles Puyol, îl aducem la Galați. Incredibil, incredibil. Și am putut aduce, bine, mai mult cu numele, vedem, are o singură stea, dar este o chestie importantă pentru stafful nostru, mai ales că este plătit cu 400 de euro pe lună. Vedem noua achiziție, David Morar, doar o zi după ce a semnat cu noi, ex-FCSB și U Cluj, jucător în scriere, 9.9 rating, a jucat contra FCSB Under 19 și a înscris un hat-trick incredibil. Ce început pentru el, trebuie să-i găsim o echipă prin Liga 2 să joace. Vedem hat-trick la debut, la doar o zi după ce a venit. Petrișor Petrescu, haideți să-l împrumutăm. Hai să luăm împrumut, avem nevoie acolo, n-avem, oricum, n-avem rezerve, vedem. Și Dinamo-l vrea. Dar, ce salariu mare. Încercăm așa. Dar ce? Deja oferim bani, ne-am dat împrumut. Hai să-i scoatem asta cu mărirea. Și hai să luăm pe 5.000, dar eu i-am dat... Da, cred că e contractul în caz că îl cumpărăm, nici nu știu. Nici nu știu sincer să vă spun. Așadar aducem și atacant Shane Long, semnează pe 11.000 de euro pe lună. Vedem ce CV are, Southampton, foarte mulți ani, Bournemouth, Hull, West Brom, Reading. Numai în Anglia a jucat, în Premier League, vedem câte meciuri are în Premier League și vine la Galați să ne ajute să intrăm în play-off în acest prim sezon. Acestea sunt jucătorii care au home ground, credeam că va trebui neapărat să-i aduc, dar nu îi mai aduc pentru că nu am nevoie de ei. Și aducem așadar un super atacant, Shane Long. Să vedem însă cum se va descurca, îi dăm un salariu foarte mare. Din nou va trebui să scoatem pe cineva. Și hai să vedem pe cine, din nou. Din nou suntem la această alegere. Pe cine să scoatem, Ghiocel, ce caut aici? Hai să-l trimitem la echipa a doua și să-i și găsim echipă. Nu avem ce face cu Ghiocel. Așa, hai să vedem pe cine vom scoate de la din lista, adică nu va juca acest sezon pentru noi. La mijloc avem jucători noi, de aceea este foarte greu să le putem găsi echipe. Ia dacă reușim, nu. Dar vedem că ar fi interesat, deci hai să-i găsim lui o echipă. Să-i găsim o echipă lui Zelev, bulgarul, hai să-l scoatem și l-am adăugat așadar pe Shane Long. Sper să joace, să scrie multe goluri pentru că e un salariu foarte mare. 11.000 de euro. Deja el are acum cel mai mare salariu, nu mai este al portarului nostru georgian. Îi vom da și numărul 10, chiar dacă este atacant central. Și da, hai să mai dăm advers, poate mai reușim să mai aducem ceva. Vin oferte pentru atacantul nostru David Morar, care a debutat cu hat-trick împotriva echipei a doua al Stelei. Acceptăm toate cele trei oferte, de unde se va duce să joace, pentru că are nevoie de minute, trebuie să joace. Deci nu credeam că o să se accepte așa ceva. Am oferit 100 de mii pe Cornel Râpă, fost jucător la Oțelul Galați. Și acceptă Cracovia. Hai să vedem pretențiile financiare. Mai mult nu putem oferi. Aici este puțin nasol. Nu avem ce să mai dăm. Nu putem oferi mai mult. Dar aici dăm o clauză, salariul după 15 meciuri să fie 13.000. Nu putem. Nu avem bani. Incredibil ce transfer putem rata pentru 1000 de euro, pentru 1000 de euro. Nici el nu lasă acea mii de 1000 de euro, dar haide, că să facem 13.000 și da, Cornel Râpă acceptă și va fi noul jucător al Oțelului Galați, fostul jucător și noul jucător, așa, dar vedem până la luat Steaua, a fost la Oțelul Galați. Vedem câte sezoane de la copii și juniori a fost. Incredibil ce transfer reușim
să facem destul de mare și salariul său, dar asta este. Vedem și primele rezultate din noul sezon de Superliga. Universitatea Craiova Sepsi 2-3, Botoșani Dinamo 2-0. Surpriză la Sepsi însă, care am visto pe Craiova, Atanastric a fost titular și vine și meciul nostru contra CFR Cluj, debutul în acest nou sezon. Să vedem. Este un meci în deplasare, va fi un meci greu, un meci închis, dar sperăm că vom pleca cu punct sau puncte de acolo. Noi vom încerca scoate maxim, însă să vedem cum va decurge această partidă. Așa, și hai să vedem. Vedem Cornel Râpă, dăm accept și semnează cu Oțelul Galați, așadar am vândut 6.000 de abonamente, dăm delay puțin la Petrișor Petrescu, asta este, dar ne-a venit fundaș dreapta, chiar dacă l-avem pe Adăscăliței, dar vreau să văd ceva cu Adăscăliței, în stânga nu merge, altceva nu cred că mai poate să joace, e nasol că, dar are 28 de ani, am crezut că este mai tânăr, sincer, am crezut că e mai tânăr. Și vine așadar Cornel Râpă. Incredibil, ce transfer reușim. Destul de mare salariul însă este Cornel Râpă. De aici a plecat, aici vine, merită. Și da, este home ground, vedem, avem deja 2. Îi dăm accept și hai să-i dăm și numărul 2, număr pe care l-a avut. Imediat, Ionuț Neagu, îi dăm 26, nu? N-a tot avut. Sau nu, 26, nu mai știu sincer, dar îi dăm 27 Ionuț Neagu. Sau nu, a avut 8 parcă, 8 de-aia, am dat lui Filop. În fine, hai să-i dăm Râpă. 2 este luat de Zelev, care oricum nu este în, pe listă, deci nu ne trebuie, așadar numărul 2 Cornel Râpă. Și va debuta contra CFR Cluj. Continuă așadar meciurile din Superliga. FCU Craiova învinge pe UTA 1-0, iar acum stă să înceapă meciul CFR Cluj Oțelul și Voluntari Rapid București. Hai să vedem așadar team selection. Hai să dăm pentru acest meci. Cornel Râpă clar va fi titular, direct intră. Ia să vedem puțină diferență între cei doi, Adăscăliții și Râpă, nu arată, nu vedem. Panait iese, pentru că este accidentat. Da, vedem, este mai bun Râpă. Bine, era clar, dar hai să vedem pe cine putem introduce. Jardan în locul lui Neagu și cred că atât, nu mai avem pe cine. Zivulici rămâne și el, Bodișteanu clar și el va fi, este și Under 21. Da, iar din primul 11 avem, pe cine avem, Under. Nu avem, asta este faza, da, deci Bodișteanu va trebui să joace și va trebui să mai aducem Under. Poate chiar de la echipa secundă, cum ar fi Morar sau alt jucător, dar Bodișteanu este obligat să joace. Acum să vedem în locul lui Masiel sau în locul lui Silva. Silva a jucat bine, așa că intră în locul lui Masiel. Și hai să vedem în partida cu CFR, doi debutanți, Shane Long și Cornel Râpă. De fapt, dacă punem toate achițiile și goalkeeperul Georgian, este la debut într-un meci oficial. Deci CFR în poartă cu Sava. Linia de fund, Manea, Cresic, Aeti, Mogoș și Taxidi joacă în 5 fundași, cred. Nu, și Camora, Deaca, Vunu, Otele și Betancor. Foarte defensivă echipa. Cred că joacă în 5 fundași. Iar pe bancă, Ilie, Muhar, Bălgrădean, Jvec, Juricic, Boban, Haiduc, Conoplianca și Gondiu. La noi în poartă, Macarițe, Râpă, Sise, Iabre și Latușon pe linia de fund. La mijloc, Teles, capitanul Cisoti și Loran Filop, iar în atac, Bodișteanu Silva, iar în centru Shane Long, fost jucător la Southampton și multe alte echipe din Premier League. Pe bancă avem Stoian Lovric, Adăscăliții, Pop, Masiel, Jardan, Fataie, Dimitrov și Zivulici. Așa, dar să mergem pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu pentru înfruntarea cu CFR Cluj. Este și debutul meu ca meci oficial. Vedem așezarea, da, 5 fundași și cu un mijlocaș defensiv, la fel și Avunu și Deac în față. Așadar, foarte defensivă CFR-ul. Probabil obiectivul lor este să nu înscriem. Au văzut ce atac avem noi și încurajăm puțin echipa. Hai să vedem. Manea cu o pasă lungă către Filip Otele. Mogoș. Centrarea lui Mogoș și e penalti. Este penalti, minutul 4. Să vedem decizia VAR. Da, este penalti.
ce imprudență din partea noastră să vedem CFR-ul dea cu 1-0 CFR. Macarițe este învins, ce neglijență, minutul 4 facem un penalty, un fault absolut stupid, putem spune. Nu era nevoie și hai să vedem replica noastră, va trebui să muncim mult mai mult de acum înainte. Teles vede cartonașul galben. Hai să vedem, momentan nicio altă fază, doar penaltiul care a făcut diferența până în minutul 20 al partidei. Am avut și noi primul șut, se pare, să vedem din nou CFR în posesie. Aeti, Camora este închis și pasează înapoi, Aeti, Panagiotis, Camora, Aeti ține bine, CFR de minge, să recuperăm prin Silva, hai să vedem, la Toșio, Fiulop, Cisotti, Teles către Shame, long, apără Sava, este corner și executat de Silva. Vine cu o centrare Silva, balonul este respins până în out. Scapă CFR-ul de această fază periculoasă. Voluntar deschide scorul la stadionul Anghel Iordănescu. Marcelo Lopez, minutul 22, face 1-0. Dar vedem CFR, ce așezare. Un 3-3-2-2 pare. Oh, ce faul dur. Să vedem roșu, intră Muhar în locul lui OTL. Oh, ce imprudență și din partea CFR-ului. Poate fi un avantaj pentru noi, trebuie să profităm. Avem un om în plus pe gazon. Este un cartonaj roșu clar și meritat. Și hai să vedem dacă reușim să mai facem ceva până la pauză. Da, lovitură liberă, Cisotti, gol! Nu e offside, e offside. Să vedem decizia VAR. Da, gol anulat. Este offside, ghinion, varul ne-a distrus meciul ăsta. Penalti pentru CFR și gol anulat pentru noi. 2-0 voluntare, Adam Nemeț majorează diferența și face 2-0. Muhar vede și el cartonașul galben, râpă și el și este pauză. 1-0 pentru CFR Cluj. Hai să vedem, rămâne așa echipa, n-avem ce face. Niciun jucător nu are rating foarte mare, mai ales cei noi, râpă, long, până nici Macarițe, care de fapt are 6.8, are cel mai mare rating din echipă. Dar mă așteptam mai mult de la Long, poate chiar și Râpă, chiar dacă este debutul lor. Este un campionat mai slab pentru campionatul din care provin ei. Bine, Shame Long liber de contract, în realitate retras. Dar hai să vedem, minutul 65, încă nicio fază. Silva, centrare și este penalti! Este penalti pentru Oțelu, Ișvan Kovac. Să vedem varul, te rog, varule. Da, este penalti! Să vedem cine execută. Shame Long, față în față cu Sava. Hai Long, la debut. Gol, Oțelu. Shame Long deschide scorul, egalează, restabilește egalitatea. V-am scris primul gol pentru Oțelu în acest sezon. Este înscris de Shame Long din penalti și este 1-1. Reușim egalarea. A experimentat un Long, o surpriză pentru campionatul acest transfer. Este 1-1 și trebuie să forțăm, să forțăm pentru că suntem pe ei. Vedem, avem aproape 2 expected goals. XG-ul și hai să vedem dacă putem aduce un plus cu cineva. O să scoatem pe cei cu cartonaș. Va intra Jardin la mijlocul terenului. Sau nu, Zivulic este mult mai bun în apărare. Va intra și Lovric, râpă cu Adăscăliței. Pentru că Adăscăliței a jucat bine până acum. Hai să vedem, avem și nervoși, vedem, anxioși. O să intre și Masiel. Bodișanu va trebui să rămână pentru că este under, deci va fi foarte nasol dacă s-ar accidenta, imaginați-vă ce ar fi. 4 modificări, mai avem una singură. Hai băieți, hai să vedem, hai să încurajăm puțin, pentru că nu prea am moral foarte bun. Vedem, acum le crește moralul și intrăm în ultimele 10 minute. 1-1 CFR Oțelul, suntem pe ei, vedem, dominăm. Avem mai multe șuturi, mai multe faze de gol așteptate. Suntem pe locul 9. Cisotti bate lovitură liberă. Să vedem ce se întâmplă acolo. Lovric către Cisotti. Gol! Oțelu! Iuri Cisotti 2-1 și întoarcem scorul. Întoarcem așadar scorul. Este 2-1. Iuri Cisotti. Minutul 83. Hai să ținem de minge acum, să nu primim gol. Este 2-1. Reușim să întoarcem scorul. Camora, recuperăm prin Adăscăliței, Zivulici către Fiulo, Bodișteanu, bară, incredibil. Ba nu, a fost respins în bară și este corner, Cisotti, să vedem.
Vine cu o centrare Zivulic. Bodișteanu prinde Sava și Hess, venit și cu ultima modificare în scris și Brown pentru Rapid 2-1. Se apropie Rapidul. Va intra Dimitrov în locul lui Shamelong. Poate reușim să închidem meciul cu 3-1. Intră în numărul nostru 9. Să vedem, avem balonul, trebuie să ținem de minge. Filop Cisotti pierde mingea, nu așa Cisotti. Și ce încearcă acolo, incredibil. Intră Jvec în locul său. Să vedem ultimul minut de prelungire și așteptăm fluierul final. Este final de meci. Învingem la Cluj acasă pe CFR. Ce început de sezon, ce start de sezon, după ce au avut 1-0, reușim să învingem 2-1. Și așa da, atitudine, Shamelong și Yuri Cisotti au reușit să aducă cele 3 puncte pentru noi. 2-1 așadar, 2-1 pentru Oțelul Galați, suntem pe locul 4 cu 3 puncte în aceste momente, mai e disputat un singur meci, FCSB-ul Cluj. Însă cam atât pentru astăzi, eu am fost Cosmin, nu uitați de like, să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja, sper că v-au plăcut achizițiile în acest episod și probabil cam acestea vor fi transferurile, nu știu dacă vă mai aduce ceva. Eu am fost Cosmin, iar noi sigur ne vom vedea data viitoare, pa, pa!